Bună, eu sunt Stella și îți urez vizionare plăcută pe canalul meu Stella Stratulat. Bună, dragilor! Astăzi vă invit la o rețetă de sarmale cu ciuperci, de sarmale de post sau sarmale vegetariene. Vom pregăti umplutura. Într-un vas am adăugat inițial ulei, deci în jur de 50 de mililitri de ulei, care venim cu morcovul pe care l-am dat prin răzătoare, un morcov mare. Am mai pregătit un ardei tocat mărunt, un ardei la fel mare și o ceapă. Inițial vom sota, deci, morcovul, ceapa și ardeiul. Acum adăugăm 500 de grame de ciuperci, deci după ce s-au topit legumele un pic, venim cu ciupercile. Venim cu sarea, piper, orezul pe care l-am spălat în multe ape până apa devine curată. Eu folosesc orez basmatic, deci orezul basmatic, v-am mai zis despre el, este orezul ăla care este un pic prăjit. Deci l-am curățat foarte bine. Vin acum și cu sosul de roșii. Adaug în jur de 800 ml de sos de roșii. Focul îl oprim în momentul ăsta. Luăm vasul de pe foc și trecem la pașii următori. Și acum mai adaug verdeață. Aici am mărar cu pătrunjel. Eu sarmalele de post le iubesc mai tare decât sarmalele cu carne. Sunt foarte aromate și foarte gustoase. Eu v-am mai arătat pe canal o rețetă de sarmale de post. Asta este a doua. Deci aveți de unde alege. Nu înseamnă dacă mâncăm legume, nu este gustos. Să știți că de multe ori mâncarea cu legume este mult mai gustoasă. Așa. Las-o un pic umplutura să se răcească. În același timp orezul, el un pic se opărește. Și va fierbe și mai rapid. Acum începe operațiunea fărăuală, adică rulourile le facem. Aici acum mărimea o dăm fiecare cum știm, cum ne place. Eu le dau în funcție de foaia care o am în mână. Și le facem rulou. Am intrat în magazinul românesc, am avut treabă ceva prin centru și acolo am găsit varză murată și imediat am zis că uite, le fac la copii niște sărmăluțe cu varză murată. Bine, probabil varza nu este cum este varza lui tata, dar totuși. Uite, aici am una mai mare și am să-i tai mijlocul ăsta. Ăsta merge. Să-l punem între. Și o să-mi iasă prea mare. Dar aici le croim fiecare cum ne place. Și acum, eu am mai adăugat și 3 ardei, că nu mi-a ajuns frunze. Vin cu 2 frunze de dafin. Adăugăm aici. Oregano. Un pic de ulei mai adaug. Deci în total am folosit în jur de 60 de mililitri de ulei. Varza aia care mi-a rămas de la cioturi, pe care am tăiat-o din frunze. Punem deasupra. Și acum adăugăm în jur de 600 mililitri de apă fierbinte. Eu am să le coc la cuptor
dar le puteți face și pe aragaz, da? Cu capac deasupra, așa. Deci, n-am adăugat 600 ml, mai puțin mi-a consumat. Am dat așa cu aproximație. Deci, n-am mers aici 600 ml. Acum merge la cuptor, am să-i pun capacul la cea unul meu și merge să se coacă sărmăluțele. Merg să se coacă, îmi cer scuze. Timp în jur de o oră jumate. Haideți să vă arăt cum se prezintă și în interior sărmăluțele. În felul acesta se prezintă. Eu iubesc foarte mult orezul ăsta basmate, ca să nu fie așa din ăla lipicios. De-aia și-l aleg. Dar asta este doar un mof de-a meu. Dumneavoastră folosiți ce orez vă place. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă invit și la alte rețete de ale mele.